Bine v-am regăsit! Ne apropiem de finalul celor 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană. Astăzi avem două lucruri speciale pentru care ne rugăm. Ne rugăm pentru un oraș, așa cum ne-am obișnuit, pentru Hamburg, un oraș din Germania în care sunt musulmani, dar de asemenea este un eveniment special pentru musulmani. Lăsăm pe Narcis Vlașin să ne spună care este acest eveniment. El este specialist în comunicarea dintre creștini și musulmani. Lailat al-Qadr este noaptea puterii, noaptea în care musulmanii consideră că prin rugăciunea lor toate păcatele sunt iertate, care au fost făcute până atunci. Exact, asta ne dorim și noi. Da, dar noi nu avem în creștinism o noapte de aceasta specială. Poate este noaptea convertirii sau o zi a convertirii pentru noi, dar ei o au în fiecare an, a treia penultimă, da, deci antepenultima zi din această lună a Ramadanului, în care ei au o sărbătoare specială. De aceea mulți musulmani țin doar primele trei zile și ultimele trei zile. De fapt, să fim corecți, doar 4% din musulmanii de pe glob țin toate cele 30 de zile de post și rugăciune. Majoritatea sunt exceptați prin diferite modalități de a ține întregul post. Ziua aceasta și mai ales seara aceasta, după ce se face rugăciunea de deschidere a gurii, este o zi specială în care sigur se mănâncă mai mult și mai bine decât în celelalte zile, dar și oamenii sunt mai bucuroși, oarecum se simt un pic mai eliberați că au făcut rugăciunea și păcatele lor s-au cumva, speră că cumva s-au evaporat. Vorbind de Hamburg în Germania, aproximativ 100.000 de musulmani, unii dintre ei veniți pe această filieră a unui creștinism din Pakistan și din India, de factură Ahmadiyya. Ahmadiyya a fost un om în secolul XIX care a considerat că el este Mesia, Isa al-Masih, Mesia care s-a întors, că musulmanii l-așteaptă pe Iisus Hristos să se întoarcă înapoi pe pământ. Și pe Iisus sau pe Mohamed? Pe Iisus Hristos și ei așteaptă a doua venire a lui Iisus Hristos, ca și noi, ca ei o așteaptă pe pământ și ei consideră că Iisus va judeca lumea împreună cu Dumnezeu și atunci va avea loc oarecum sfârșitul lumii. Dar revenind, el a zis că el este Iisus Hristos. Că avem și puncte comun cu musulmanii, da? Sunt multe puncte despre Domnul Iisus care sunt asemănătoare, cum este și nașterea din Fecioară, cum sunt și cuvintele rostite de el, câteva minuni, sunt și alte minuni pe care noi nu le avem în Scripturi, pe care ei le consideră, dar Ahmadiyya acesta a zis că el este Iisus Hristos și sunt câțiva dintre acești Ahmadiyya chiar și în Europa, pe zona sufistă, o zonă islamică mai cu trăiri mai intense decât ceilalți musulmani care sunt aplicați în special pe lege și pe ordine. Astfel că și în Hamburg vor fi oameni care vor intra pe internet și vor încerca să urmărească speech-ul anual al actualului conducător al Ahmadiyya, care tocmai asta va vorbi în noaptea puterii, despre faptul că atunci când te rogi în această seară, Dumnezeu va privi în mod special cu favorabil către tine și poate îți va ierta păcatele. Exact asta ne dorim și noi, ca să-L cunoască musulmanii pe Domnul Iisus Hristos și să le fie iertate păcatele și să se bucure o veșnicie împreună cu El. Haideți împreună să ne rugăm pentru musulmanii din Hamburg și din întreaga lume. Tată, noi știm că iertarea păcatelor nu este decât prin Iisus Hristos, nu prin o aplicare sau mai multe aplicări sau prin eforturile noastre omenești, ci doar prin credința în Iisus Hristos și prin sincera pocăința noastră, dorința de a nu mai păcătui. Mulțumim pentru faptul că ne dai în această zi ocazia să ne rugăm într-o zi în care mulți musulmani se roagă și ei, dar noi ne rugăm pentru ei ca într-adevăr păcatele lor să fie iertate prin cunoașterea Domnului Iisus și prin credința în Domnul Iisus. Ne rugăm pentru orașul Hamburg, un oraș în care sunt mulți musulmani care au nevoie să te cunoască pe tine, puțin creștini care să le mărturisească. Te rugăm să ridici mai mult, mai mulți creștini care să vorbească despre tine și te rugăm să întemeiesc comunități de musulmani, de foști musulmani care să creadă în tine și să te mărturisească pe tine ca Dumnezeu cel adevărat. Amin.
Amin. Vă așteptăm și mâine la rugăciune pentru lumea musulmană. Ne pregătim de finalul Ramadanului, dar am dorit să vă încurajăm să păstrăm rugăciunea pentru musulmani, pentru cei din Europa sau cei din întreaga lume.